fostul ministru de externe, Mihai Răzvan Gureanu, da? Unde să punem un proiect împreună care să schimbăm percepția oamenilor despre țiganii în România. Știi că a fost foarte controversat faptul că tu și cu colegii tăi ați cântat acolo, că în câteva rânduri, și am apreciat foarte tare, trebuie să spun lucrul ăsta, am primit de la Damian Drăghici un dosar de presă. Nu sunt doar articolele foarte frumoase scrise despre Damian Drăghici, sunt și articole în care lumea se întreabă, domne, cum e posibil ca o trupă de țigani să reprezinte România la toată povestea asta cu aderarea la comunitatea europeană. Cum ai primit articolele alea? Nu, că le-am primit, singurul lucru care m-a deranjat, să spun sincer, m-a deranjat că s-au luat de ei și nu de mine. Că de fapt ei n-au pus trupa asta împreună fără mine. Dacă aveau ceva, putea să iau de mine. Dar poate nu s-au luat de mine pentru că se uită în spate și zic ei în limbajul lor sau nu știu cum, băi, stai așa că ăsta a cântat cu ăla și a făcut nu știu ce, n-avem cum să ne luăm de el. Sau ăsta o avea un avocat de la tare în America și nu știu ce ne face, ne închide ziarul. Dar nu puteau să ia de mine să-mi spună, băi, de ce cânti cu țiganii? De ce cânti cu țiganii? Pentru că sunt țigan. Și asta îmi place să fac și cu asta vreau acum să mă joc. Pentru că eu în ceea ce fac în viața mea în general, de la proiect la proiect sau de la stilul de muzică la stilul de muzică, e o jucărie, îmi place să mă joc cu ce vreau eu. Și în momentul când jucăria mai îmi place, mă joc cu altă jucărie. Cum s-a primit cântarea de la Bruxelles, acolo? Ca să-ți dau așa doar câteva exemple, a fost o sală plină de 1000 de militari, între care se aflau și Borel, Barroso, Olli Rehn, Steinmeier. Le cântasem cu 20 de zile înainte la Revelion aici, la Clubul Diplomaților, unde au dansat pentru o oră jumate până și-au rupt tocurile de la pantofi. După primele 10 minute, eu puțin, să spun sincer, am fost speriat, pentru că erau toți foarte înhibați și cu cravata și nu se mișcau. Și după primele 10 minute, sala a sărit în sus pentru o oră și jumătate și am avut, cred că, 4 sau 5 bisuri. Nu mai țin minte, 4 sau 5 bisuri, băieți? Da. Adevărat? Spuneți-mi! Și a fost super, pentru că le-am dat în ceea ce facem noi, există un singur lucru care și mie mi se întâmplă. Am cântat pe scene de la o persoană, pe timpul când cântam jazz și persoana aia poate era o prietenă meu sau un prieten al meu, la 72.000 de oameni în România la concertul meu din 2001, la 150.000 de oameni. Dar ceea ce facem cu ei, cum transformăm publicul după 20 de minute într-o sală, nu mi s-a întâmplat în viața mea. Și am fost și cu James Brown pe scenă și cu Shaggy și cu cei mai mari artiști și am cântat la toate felurile de festivale, de pop, de world, de muzică, de rock. Dar există ceva. Transportăm oamenii într-o altă dimensiune. Și îi transportăm în dimensiunea aia a romilor sau a țiganilor, care este o dimensiune plină de pasiune, foc, fericire, foarte durere, tot ceea ce se întâmplă țiganului și toată expresia lor și a sentimentelor care izbucnește într-un singur moment. În tâmpenia mea, n-am venit la concertul din 2001 pentru că, fiind sclavii obiceiurilor noastre, așa cum spunea, nicio legătură cu țiganii la povestea asta. Am zis, bă, nu mă duc să-l ascult pe ăla cu freza asta de Baggio. Aveai o freză de fotbalist și am zis, nu mă duc să-l ascult pe ăsta cu freza asta de fotbalist. Uite, spre slava Domnului, acum e un look. M-am tuns. Ai văzut? M-am îmbătrânit și eu puțin acum, nu vezi, mi-a ieșit păr alb asta. Pe timpul ăla eram puțin mai frumușel, acum nu mai sunt așa. O să invit pe rând să pătrundă în scenă pe Valentina Bocanegra. Orlando Nicolae. Mihăiță. Nelu. Neasile Dorel. Maestru Gicu Zâmbeaua. Gagiu. Nae Ștefan, zis și Harry Potter, da. Harry Potter. Exact. Maestru Leo Cascarache. Inimitabilul Elvis Ursu. Fabulosul Florian Chitară. Maestru Aurica Turcitu, cunoștință veche de la Garantat 100%. Domnul doctor Mircea Vijelie. Și în sfârșit, dar nu în cele din urmă, maestru Romeo Nămol. Doamnelor și domnilor, Damian. Mulțumesc. We'll be right back.
La 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 la. Hai la, hai la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yeah.
Damian și frații, doamnelor și domnilor, o secundă să nu plecați. Damian, doamnelor și domnilor. Foarte bine. Cu Naiu încerc ceva acum. O să mă înjure colegii mei de la sunet că n-am pregătit nimic în sensul ăsta. Și încercăm la unul dintre microfoanele astea. Uite așa, hai să încercăm ceva, băieți? Se poate? Da. Te super, poți să faci treaba asta? E ok? Nu, o fac. Ia, hai să încercăm. Dacă tot m-ai prins acum, ce să mai fac? O să mă înjure toți colegii de la sunet, dar asta e. Ia, hai să vedem. Thank you.
Damian Drăghiș, doamnelor și domnilor! Exact, da, ești ambasador al egalității de șanse. Cum ai ajuns în poziția asta? Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse au considerat că prin ceea ce fac eu, prin asta ce știu să fac, mai bune cuvinte nu știu decât astea, cu doar asta știu să fac, au considerat că încerc să promovez imaginea romilor și că fac ceva în comparație cu alții care spun că fac și nu fac. Nu știu asta pentru că nu trăiesc aici. Eu nu am venit să fac cu fără intenție ca să câștig acest titlu sau să am alte intenții. Doar prin muzica pe care o fac eu, încerc să schimb percepția oamenilor despre romi sau măcar să le dau puțin un gust diferit despre romi sau despre țigani. Bun, avem și noi un cadou pentru voi în, cum să spun, în obiceiul acestui program. La noi se cântă, nu se cântă altfel de muzică, la urmă urmei, dacă stau bine să mă gândesc. Ce să mai povestesc atâta? Domnilor, vă rog frumos, hai să ne pregătim, să-i dăm drumul. E o cântare pe care o dedicăm lui Damian și colegilor și prietenilor lui.